Miei se vor vinde în acest an mai mult pe comandă sau pe rețelele de socializare, cred ciobanii. Indiferent care este metoda de a scăpa de pagube, dată fiind conjunctura, oierii vor veni și la piață sau la abatoarele specializate, susțin reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Brașov. Se știe că la Făgăraș, în târgul de animale, există un abator mobil special amenajat pentru crescătorii de ovine care vor să-și vândă produsele în condiții avizate. În primul rând, având în vedere situația legată de COVID-19, gândim ideea de distanță socială, deci venim în întâmpinarea cetățenilor, dar în egală măsură solicităm și ideea de disciplină și de răbdare. Vom merge pe principiul respectării perioadei 11-13 pentru seniori și pentru cealaltă categorie de populație în timpii ceilalți. Din acest punct de vedere, trebuie să știe populația că avem destui producători de miel. Pentru Făgăraș trebuie să știți că există acel punct de sacrificare al primăriei care va funcționa pentru zona Făgăraș și în egală măsură există spații pe care le-am identificat în piața Făgăraș. În afară de acest comerț cu miei tradițional, miei se vor găsi și în magazinele alimentare și în măcelării, deci din acest punct de vedere suntem acoperiți la nivel de județ Brașov. Nu mai este mult și vine Paștele, iar făgărășenii care vor să cumpere miel sunt curioși să afle cât îi va costa kilogramul de carne în acest an. În medie, prețul kilogramului de miel în viu este de 9-12 lei, iar kilogramul de carne de miel în piețele și magazinele din țară este similar cu cel practicat de producători anul trecut, adică 20-27 de lei per kilogram. Oferte mai bune se găsesc însă pe Facebook, de unde doritorii pot cumpăra cu până la 10 lei mai ieftin kilogramul de carne de miel. În Brașov, potrivit crescătorilor de oi din județ, miei se vând cu 11 lei kilogramul în viu și 24 de lei kilogramul în galantar. La Făgăraș se vor amenaja standuri în piața agroalimentară, dar carne de miel se va găsi și în măcelării și hipermarketuri, ne asigură inspectorii sanitari veterinari. În municipiul Brașov au fost amenajate zone în 3 piețe agroalimentare, Bartolomeu, Dacia și Astra, unde vânzarea mieilor se va face până în ajun de Paști.